Mă numesc Ene Elisabeta. Mă bucur că am ajuns aici. Ce faceți pe la șef la cuțite? Și să-l văd, că nu l-am văzut de foarte mult timp. Și am venit astăzi să-i fac o surpriză. Nu pot să-mi dau seama ce reacție o să aibă când mă vede, care el nu mai m-a văzut de atâția ani de zile. Ce o să-i gătiți? Îi gătesc ciorbă de curcan cu tăiețel de casă. Că noi am ținut secret, n-am vrut să spunem nici la neamuri, la nimeni, pentru că ce făceau neamurile? Punea pe Facebook-ul ăla și pe Facebook-ul ăla se ducea dracu în toată țara într-o oră. Dacă nu-mi dă cuțit, dracul ia. Doamne, am greșit. Dar el mă știe pe mine că eu așa vorbesc. Eu până nu dau dracu omul, nu mă simt bine nici eu și zic că nu-l iubesc pe omul respectiv. Dracii găsește pe toți. Când mă sună să-mi ceară rețete, mereu îi spun, păi tu încerc mie rețete găsite ar dragii. Când o să guste din ciorbă, nu o să ghicească cine este, că nu-și dă seama nici când atinge cerul de pământ că eu o să fiu aici. De acum încolo înceapă să am emoții. Mă gândesc că cum o fi momentul ăla când se deschid ușile alea. Atunci, numai atunci mă gândesc, la momentul ăla mă gândesc. Sunt foarte nerăbdătoare. Mi-e dor tare, tare de el. Hai. Doamne, mai gata. Și bine. Miroase a ciorbiță. Ar fi bună o ciorbiță. O ciorbiță. Opa! Ia uite ce ardei, nene. Ce e mă asta? Ciorbă de porc? Ce e mă asta? Ce e mă cărmă? Băi, curcan, nu-i carne de porc. Uite că asta e din pulpă, cred. Sau din piept. Pulpă. Are și tăieței? Are și tăieței, băi. Mănâncă, mă, mănâncă. Ne-ai adus apă minerală? Nu, țuică, țuică. Ce faci, mă? Nu știu, m-am primit apă. Sfințită? De foc. Foc, de foc. Ia. Doamne ajută, hai. Hai noroc. Hai noroc. Ia. Dar ce să astea, mă? Zdrențele, zici. Tăieței de casă, cu zdrențe de ouă, normal. Numai că e mai, mai groasă, așa, mai... Da, mai mai că la țară. Fii atent. Este, doamnă, bucătăreasa satului, socăciță. Gătește la pomană, la nuntă, la botez, la ce are omul pe acasă. Așa e, așa e, așa e, așa e. Băi, se pare foarte gustoasă. E sărată. Știi de ce cred că e sărată? Pentru că a venit de acasă cu zarzava de la de ciorbă. Și a făcut-o groasă. Da. Salut, mâna! Bună ziua! Ce faci, Veto? Nu mă coace! Sărma. Sunt mătușa lui Cătălin Scărlătescu și am venit astăzi să-l iau în brațe și să stăm așa un pic, să ne... Ce faci? Dar de ce plângi? Că mi-era dor. Mătușe, mă! Bă, ești nebun? De la Limanu? Mătușa de la Limanu! Mătușa de la Limanu, mă! Să rămână, doamnă! Sărut, ce faceți? Ce fericire este, bă!
El îmi spunea mama Veta. Noi îi spuneam Neluțu atunci, când era el mititel, așa-l știam de Neluțu, dar după aia a rămas Cătălin. Noi îl iubim foarte mult. De mic a fost un copil foarte cu minte, ascultător. Gingaș, vorbea extraordinar de frumos și de politicos, cât era de mititel. Și am prins drag mare de el, el era atașat de mine, mult. Te iubeam pe tine că tu erai copilul nostru. Și când era mai mititel, îmi zicea mama Veta. Acum al dracu nu mai zice mama Veta. Uite așa, ne-am jurat de mișcă. Păi s-a făcut mare, ce să mai zic acum? Da, e adevărat că s-a născut în Kenya. În Mombasa, nu știu pe unde. Dar unde s-a născut, doamnă? La Constanța sau la Predeal? La Părinte de Numul, la Constanța. Vezi, mă, l-ai păcălit atât, ai zis că ești pe Mombasa, Kenya. Tu te-ai născut la Tăchergheol. Bă, fede, când eram mici, uite, ți-am zis că m-am dus odată la porumb? Da. M-am dus Veta la câmp să tai porumb, auzi? El am luat la câmp, ne-am spus la dimineața cu săpile, cu mașina, dă-i du-te la câmp. Și eu i-am spus de prima dată, măi Cătăline, eu am 5 rânduri de porumb și noi trebuie să le, astăzi să le terminăm. Tu poți? Pot? Cum? Să nu pot eu. Și Cătălin al meu a dat ce a dat, nu mai putea, neînvățat el, n-a cu sapa. În loc să tai buruiana, eu am tăiat porumbul. Și după vreo jumătate de oră vine la mine, ce bă, nenorocitule, ce ai cu tăiat tot porumbul, mă? A venit nepoata mea la șef la cuțite sezonul trecut. Și când a auzit că a întrebat-o, dar de unde ești? Ce din Limanul. Și Cătălina a spus, zice... Și am neamurit Limanul. Da? Da? Nu pot să cred! Jur, am neamurit Limanul. Da? Veta, Veta lui Ene. E sora lui mama. Chiar de nu pot să cred! Nu pot să cred! Nu cred! Bune? Jur! Ce sunteți? What the f***? Aoleu, nu mai putea el de bucurie atunci și a întrebat colegii cei lanței lui. Dar cine-i mă Veta asta lui Ene? Bă, zice, ori aur neamărim tot un drache. Uite, așa ne-a zis. Bă, și ne făcea mâncare în curte. Bă, știi cum gătește? Ca la nebun. Care era mâncarea lui Scălătescu preferată când eram? Mânca orice, nu era pretențios. Mai rău era cu plăcinta, cu mere, să nu-i pui scorțișoară. De atunci era cu scorțișoară? Scorțișoara de mic este. Dar clătite mânca când era mic? Mânca și clătite. Uite, mă, că da, era. Dar ți-a zis poezia, clătite. Era copil mic, Cătălin. Era... Lu Cătălin îi plăcea mâncarea pe care o fac și mai încere câte o rețetă, mai discutăm, mai întreabă și de mâncarea tradițională de la țară și chiar dacă noi nu ne-am văzut, vorbim la telefon foarte des. La ce vârstă a plecat? Că iar m-a păcălit. Nu mai știu la ce vârstă a plecat el. 14? Îți spun eu, 4 ianuarie 1990. Ăștia se împușcau aici și noi plecăm. A, la 20? 19. A plecat și a luat viața în mâini și a plecat și bravo lui și îl felicit. Sunt extraordinar de bucuroasă pentru că Cătălin a ajuns cineva în viață și este stimat și mai stăm de vorbă pe stradă cu vecini, cu astea. Acum știe tot satul că e neamul meu și toată lumea îl apreciază. Și noi suntem mândri și îl iubim. Să știți. Da. Și acum, decât să-ți urez sănătate, și însoară-te, dracu, odată, când mai poți și o să juc la nuntă. Asta zice și noi, dar nu vrea, nu știu ce-i cu el. Dar ce, dracu, nu se leagă niciuna de tine? Cine mă ia în Veta pe mine? Adică nu vrea el să se lege de vreuna. Păi ce să facă? Să sară el pe ele? Dacă ele nu vor. Fii atent, dacă te însori, facem mâncare la ceoane, la limanul, pe bătătură. Vă zic, bă, că sunt din familie de bucătări, ce da, mă, ai zis. Eu ce să vă zic? Presupun că și revederea dumneavoastră cu nepotul e destul de dulce și eu v-aș recomanda să facem așa. Vă arătăm ce am votat. Da. Și să mergem în spate și mai stați de povești. Da, da.